Dragi balanțe, bine ați venit la horoscopul lunii august, o lună în care în sfârșit intrați și voi un pic în centrul atenției, după ce multă vreme n-a trecut nicio planetă pe la voi prin curte, în sfârșit, la sfârșit de august, mai bine zis, intră Mercur la voi în zodie, unde va sta până la sfârșitul lunii septembrie. Ca apoi, lunile imediat următoare să înceapă, încetul cu încetul, planetele să migreze către voi, încât luna viitoare veți avea și o lună nouă la voi în ogradă, deci mai degrabă septembrie este foarte interesantă, nu neapărat luna august. Este o perioadă în care această planetă de Mercur, despre care vorbim aici, va avea două aspecte importante de acolo din balanță. Ce drept, final de lună, dar totuși se consideră luna august și cu trimitere spre început de septembrie, bineînțeles. Primul eveniment major este undeva la granița lui Mercur între Fecioară și Balanță. Deci exact când intră la voi în ogradă, va forma un trigon cu Marte, care și el va fi la trecere dintr-o zodie între alta. Astfel încât trigonul ăsta este și trigon de pământ, adică între Mercur în Fecioară și Marte în Taur, și trigon de aer cu Mercur în Balanță și Marte în Gemeni. E așa, la granița dintre cele două zone. E, și în cazul vostru e Mercur la chiar pe ascendent. S-ar putea să vină idei foarte interesante, oameni importanți în viața voastră, să luați decizii capitale, decizii curajoase pe care le tot gândiți de multă vreme, decizii de schimbare, de transformare, sentimentul ăla că parcă pregăteați ceva, dar nu venea odată de click cu startul, poate să vină acum. Și probabil ideea asta pe care Mercur vă inoculează la sfârșit de august, o să o puneți în aplicare la sfârșit de septembrie, când va avea loc luna nouă din balanță. Acum, luna nouă, luna asta, la sfârșit de august, are loc în Fecioară. Deci e ideea, intuiția, ce ar fi să... Parcă puneți la cale un plan, dar planul ăsta deocamdată îl țineți acolo la fertar. Ca, probabil, la sfârșit de septembrie, să îl puneți efectiv în aplicare. Ați decis să-i dați drum la momentul respectiv. Tot Mercur, tot la sfârșitul lunii, va forma și o opoziție care nu s-a mai format din 1987. Unii nici nu erați născuți la vremea respectivă. Cei drept la grad exact va fi la început de septembrie, dar totuși finalul de august se resimte această opoziție, și anume dintre Mercur, cum ziceam, de la voi în ogradă, cu Jupiter din balanță, dar cum aspectul are o strânsă legătură cu zona cuplului, am să-l amintesc imediat când voi ajunge la secțiunea căsnicie. Când vine vorba de bani, am ce să vă spun. Zona banilor deocamdată e goală. Vor veni în curând, în viitor vor apărea aspecte importante și acolo. Deocamdată e pace și liniște, doar un nod sud care trece pe acolo, semn că voi sunteți în continuare într-o perioadă de eforturi, de lecții de viață în strânsă legătură cu banii sau cu valoarea voastră. Practic, voi sunteți într-un demers de luptă pentru ceea ce vreți să obțineți. Poate încă nu obțineți, poate e ceva așa cu bătaie lungă, sunteți pe drum încă. Ați pornit niște acțiuni, niște eforturi și acum sunteți la faza de luptă pentru ceea ce vă așteaptă cândva la orizont. Poate o să vedeți lucrurile astea, oho, undeva prin octombrie, noiembrie, prin toamnă, când vor avea loc aici eclipse, când vor avea loc aici faze de lună nouă. Dar deocamdată nu. E o luptă în plină desfășurare. O afacere în plină desfășurare, o muncă în plină desfășurare, dar cu gândul ăla de la orizont, că va fi mai bine, că veți primi niște bani, că veți obține un succes, că veți obține o victorie de natură financiară sau banii pe care aveți necesită luptă. Sunt aspecte în această perioadă care nu sunt tocmai simple. Poate unii sunteți puși în fața unor riscuri financiare, unor ispite financiare. Sunteți tentați să cumpărați ceva grozav, să investiți în ceva grozav, să luați de undeva o sumă mare de bani, de exemplu chiar și un credit,
cu o mare doză de risc. Unii vă asumați acest risc, gata, fac afacerea asta, mă duc și iau un credit, mă duc și investesc în cine știe ce afacere cu factor de risc, dar unii ziceți, dacă nu risc, n-am cum să câștig. În timp ce alții riscați și există și posibilitatea unor eșecuri sau niște piedici, niște artificii la orizont se văd așa în strânsă legătură cu banii, niște promisiuni, șansa unui câștig, un vis de natură financiară, dar e cale lungă, drum de fier până acolo cu multă bătaie de cap. O mică parte undeva ați putea avea parte și de o reușită, dar de o reușită și aia prin eforturi colosale, ca și cum v-ați aruncat într-o luptă pentru, sau un mare efort. V-ați asumat un job greu, un proiect greu, o responsabilitate grea și poate pentru unii vine momentul ăsta de reușită, de fericire de plină după multe piedici. Tot vorbim despre dragoste, că aici e ceva mai multă activitate. Sectorul iubirii pentru voi, balanțele, este acoperit de vărsător, pe unde n-a mai rămas de multă vreme decât Saturn, dar luna asta vine cu un eveniment. Și anume, în ziua de 12 august are loc faza de lună plină din vărsător. Singura lună plină de anul ăsta din acest sector. Care de fapt încununează luna nouă din vărsător care a avut loc prin februarie. Vă puteți gândi ce ați început atunci, ce vise ați avut atunci, ce orizonturi s-au deschis la momentul respectiv pentru voi, ca cum s-ar putea vedea roadele. Unde aveți motive de reală fericire. Pentru unii, luna plină înseamnă apogeu, plenitudine, maximum, un coș plin, un moment de abundență, de un efort la care ați muncit din greu, dar iată pentru ce se vede rezultatul. Luna plină poate fi moment de fericire, moment de maximă satisfacție, de un eveniment de natură sentimentală care vă împlinește. O căsătorie pentru unii, cunoașterea cuiva, vă îndrăgostiți și vi se pare că e tot ce ați putut visa. Aveți sentimentul acela de găsirea unui om potrivit, bineînțeles, nu toată lumea. Unii aveți acest sentiment de, uite, el e, mă văd lângă acest om, vreau să merg mai departe, la nivelul următor în această relație, vreau copii, vreau familie, vreau ceva care să mă facă fericit. Sau acum poate fi un moment de fericire. Se întâmplă evenimente și nu de azi de ieri, unii deja trăiți lucrul ăsta, dar acum este o încununare, este un apogeu, este un maximum, un vârf care se poate produce taman luna asta. Totuși nu e vorba doar ce bine ar fi să fie doar luna plină. Da, când în același timp aveți și o prelungă serie de aspecte delicate. Și anume, Saturn acesta, care stă bine mersi la voi în sectorul iubirii, taman acum s-a trezit să intre în opoziții și quadraturi. Asta e perioada. E o perioadă în care odată la câteva zile Saturn are un conflict cu câte o planetă. Intră în conflict cu planetele din Leu prin opoziție, că asta e perioada când trec planetele prin Leu, dar și cu planetele din Taur, că asta e perioada când trec planetele prin Taur. Trei opoziții și două quadraturi, ziua și bucata, nici nu pot să spun la ce zi anume se formează, sunt neînțelegeri acolo, sunt conflicte, sunt personalități în conflict, în tensiuni, în competiție. Uneori aveți impresia că nu priviți în aceeași direcție. Pe cât de frumoasă este luna plină pentru unii și vine cu apogeu, vine cu reușita, vine cu succesul, vine cu roadele, pe atât de delicate pot fi alte relații. Ei, și aici mă refer la relațiile în care deja sunt niște conflicte și nu de azi de ieri. Acolo unde nu priviți în aceeași direcție, unde nu vreți același lucru de la viitor, unul vrea ceva, altul vrea altceva. Deci acolo unde sunt tensiuni, discuții aprinse, certuri, neînțelegeri, despărțiri, vă puteți aștepta la amplificarea lor. Devin și mai și. Opozițiile lui Saturn
care există o opoziție cu Mercur, la începutul lunii o opoziție cu Venus, care este chiar guvernatoarea voastră, cam în jur de la sfârșitul lunii, 28-29, iar luna viitoare va avea loc și o opoziție cu Soarele, deci vor fi trei opoziții la rând, toate în strânsă legătură cu iubirea și cu viitorul relației. Pe unii vă zguduie un pic. Unii puteți ajunge la concluzia că nu e ceea ce căutați. Nu priviți în aceeași direcție. Dacă unul vrea în stânga și altul vrea în dreapta, n-aveți cum să vă sliți în aceeași barcă. La alții apar ispite. Și ispitele vin de acolo, din casa 8, o casa pasiunii, o casa a senzualității, atracție între sexe. Sunteți într-o relație, că Saturn poate a adus pentru unii, să zicem, stabilitatea în plan sentimental. Dar ispita există pentru o parte dintre balanțe, tentația de a încerca și altceva, de a vă arunca într-o pasiune nouă, dar poate fi doar pasageră, poate fi un foc de paie, poate fi ceva care vă ia mințile, dar pune în pericol ce aveți deja în spate, construit. Unele aspecte sunt chiar foarte rare, unele n-au mai avut loc din de anul trecut, altele n-au mai avut loc tocmai din 1992. Deci e o ispită care pe unii vă pune în pericol. Și aici s-ar putea să vă pună în pericol pe cei care parcă deja visați o căsnicie, să zicem că nu sunteți căsătoriți, deja cei care visați la o căsnicie cu omul pe care îl iubiți, e taman acolo își bagă coada ispita. E vara ispitelor pentru voi. Saturn vă pune la încercare fidelitatea, seriozitatea, principiile, rădăcinile, valorile morale. În timp ce de acolo, din casa pasiunii, casa 8, așa cum spuneam, care e acoperită de Taur, se întâmplă evenimente. Marte este conjunct cu Uranus și pentru o mică parte această conjuncție rară prin faptul că Marte și Uranus se întâlnesc o dată la 2 ani, dar unicat prin faptul că este acolo și nodul nord, pentru unii poate fi o ispită riscantă, în sensul că vă poate abate de la o relație deja existentă. Poate chiar căsătoriți fiind. E atât de mare pasiune, e atât de înnebunitoare atracția, încât unii într-acolo vă duceți. Lăsați totul baltă, lăsați căsnicie, lăsați copii, lăsați casă, lăsați tot și vă duceți acolo cu capul înainte, furat de mrejele unei pasiuni, o mică parte, bineînțeles. Și de aia trebuie să fiți foarte prudent. Poate și luna asta plină, tot asta vă aprinde niște văpăi acolo. E un dram de foc în viața voastră sentimentală, amoroasă. Trece Făt Frumos călare și pentru unii e irezistibil Făt Frumos. Nu-i puteți rezista, mai ales că vine cu un anumit tip de atracție între sexe. E mai mult decât sentiment acolo, e foc. Deci trebuie să fiți un pic prudenți, că atâtea cuadraturi și atâtea opoziții în strânsă legătură cu viața sentimentală vă pun la încercare. Unii, da, puteți avea și momente delicate, dificile, poate chiar și separări, mai ales acolo unde v-am spus că există contradicții de direcție. Nu priviți în aceeași direcție, la urma urmei. Dar pot veni și probleme de comunicare pe aici, pe acolo, parcă nu sunteți pe aceeași lungime de undă, ca să nu mai vorbim de pericolul unei ispite. Cât privește viața de cuplu, căsnicia, deci pentru cei deja căsătoriți, și acolo se întâmplă lucruri, și nu de azi de ieri, de multă vreme. Dar continuați pe aceeași linie, într-un fel sau altul. Jupiter este acolo, în sectorul cuplului, în berbec, și va sta până la sfârșit de octombrie acolo, ca apoi să revină la sfârșitul anului aici. Că deja a intrat în retrogradare, semn că încetul cu încetul se întoarce în pești, dar mai e până acolo. Ceea ce e interesant în această perioadă e că Jupiter, de aici din berbec, va forma trigoane de foc cu planetele din Leu. Toate planetele din Leu sunt luate la bani mărunți, sunt aprinse, mai bine zis, de Jupiter, care Jupiter este în zodie care aprinde flăcări. Odată la câteva zile, nici nu pot să spun când, și la mijlocul lunii, și la început de lună, și la sfârșit de lună sunt
văpăi acolo în plan conjugal. Unii, dacă n-ați făcut pasul căsătoriei, nu exclu să vă gândiți acum la asta. Alții, dacă n-ați cunoscut pe cineva și v-am spus că pentru unii vine ispita și pentru unii poate fi chiar ispita care de fapt e suflet pereche, predestinatul. Voi sunteți în alte relații, alte căsnicii, dar apare cine trebuia să apară și normal că pe aceștia vă dă peste cap o astfel de relație și pe unii vă poate îndemna acest Jupiter să faceți pasul. Asta dacă n-ați făcut-o deja. Că s-au întâmplat multe aici în berbec de pe la începutul anului. Ce să mai vorbim? Mai ales undeva sextilul ăsta norocos de foc dintre Venus, guvernatoarea voastră, și Jupiter din berbec din sectorul cuplului, care va avea loc la grad exact pe 18 august, un astfel de aspect nu s-a mai format din vara anului 2010. Deci unii așteptați de ceva vreme aerul ăsta stimulativ în plan conjugal, ceva nou, ceva proaspăt, o idee nouă, un plan nou, un vis nou. Se naște un vis nou în mintea voastră, dar în legătură cu partenerul, bineînțeles, cu viața în doi. Și având la ce visa, parcă altfel pedalați, parcă altfel mergeți mai departe. Vă faceți un plan, voi și persoana iubită. Unii poate chiar ieșiți din relații. Se poate și lucrul ăsta. O mică parte, bineînțeles. Poate cei de, știu și eu, început de zodie ați putea fi puși într-o astfel de situație. Există și niște opoziții. Din păcate, o opoziție mai delicată. Am vorbit despre asta la început. Această opoziție dintre Mercur și Jupiter, care, da, la grad exact va fi în septembrie și un astfel de aspect n-a mai avut loc din 1987. E, unii, o mică parte, o să aveți niște discuții de alea decisive, ori ultimative, aspre, în care sunteți gata să puneți punct la niște direcții. Unii chiar să puneți punct la căsnicii, mai ales alea care nu mai au viitor, nu mai au direcție, nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă, nu mai sunteți fericiți, nu mai primiți nimic. Acolo unde simțeați că ați fost rănit de prea multe ori sau ați suferit de prea multe ori sau nu mai merge, unde discuțiile sunt deja interminabile, acolo ori această opoziție a lui Mercur cu Jupiter, ori opozițiile care vor veni în lunile imediat următoare, ceva se termină. Bun, poate că se termină și o stare de tensiune. Au loc niște discuții în alea foarte clarificatoare în care extrageți niște concluzii. Gata, așa rămâne. Punct. Și asta probabil finalul de august și apoi și septembrie. O să vă pun în fața unor declarații cumva curajoase, cu iz ultimativ, dar care au rolul de a echilibra ceva în viața voastră. E această stare de instabilitate, să o fac, să nu o fac, e bine, nu e bine, să merg mai departe, să nu merg mai departe, să mă căsătoresc, să nu mă căsătoresc. E, unii o să veniți cu, gata, asta am decis, aia sau aia, rămâne de văzut. Sunt și aspecte foarte bune, dar trigoanele astea de milioane vă ajută să rezolvați o grămadă de lucruri, vă ajută să reactivați pasiunea, buna înțelegere în cuplu, acțiunea. Se mișcă niște lucruri într-o direcție favorabilă. Pe cât de dificilă este zona iubirii, deci aici mai degrabă vorba de cei necăsătoriți, pe atât de interesantă și de vie e zona căsniciei, unde puteți da drumul la niște motoare către planuri noi de viitor, împreună, bineînțeles, sau tot planuri noi de viitor sunt, dar separați, dar de fapt pentru a vă liniști. Să vedeți cum stăm la sectorul muncă, pentru că sunteți una din zodiile care are activitate și în sectorul locului de muncă, în casa 6-a și în zona carierei casa 10-a. În zona locului de muncă a mai rămas doar Neptun. Nici o noutate din punctul ăsta de vedere. Neptun își vede de drum încă niște ani de acum înainte și până prin octombrie, când se va întoarce Jupiter aici, doar el mai are ceva de spus. Dar are aspecte bune, în general bune, în legătură cu munca. Cel mai minunat aspect este undeva în prima decadă a lunii, când Venus, dintr-un sector
profesional, al imaginii, al reputației, și Venus cine este dacă nu guvernatoarea voastră, într-o poziție înaltă, va primi un trigon de apă de la Neptun, de aici, din zona locului de muncă. Se ameliorează niște lucruri, se ameliorează niște condiții, se rezolvă niște probleme anterioare. Unii vă găsiți liniștea la locul de muncă, că poate acum, până acum era multă instabilitate. Au fost în lunile trecute, iulie mai ales, a fost foarte tensionat. Ați trecut prin toate furcile caudine în ceea ce privește cariera. Unii poate ați renunțat, unii poate ați plecat, unii poate ați luat de la capăt. Au fost momente foarte delicate în iulie. Se reașează liniștea. În sfârșit, parcă mai respirați un pic, vă mai duceți și voi la servici cu drag, nu cu atâta frică, nu cu atâta stres, nu cu atâta nesiguranță. Deci aspectul acesta dintre Venus, guvernatoarea voastră, și Neptun este de milioane. Neptun va mai forma un aspect foarte bun și care îndeamnă la schimbări, dar schimbări de atitudine, de stare și un aspect de susținere. Susținere pentru cei care n-au curajul să facă o schimbare în plan profesional. Unii visați, ce bine ar fi să schimb jobul, ce mi-aș dori să lucrez în altă parte, ce mi-aș dori altceva în strânsă legătură cu jobul, dar n-aveți acest curaj. E, va avea loc pe parcursul lunii un aspect, în jur de 12, un aspect care vă unge parcă așa un pic pe suflet. Neptun, de acolo, din zona locului de muncă, va forma un sextil cu Marte, Marte care și el este prins în corzi încă de la sfârșitul lunii iulie de Uranus. Marte și Uranus de ceva vreme vă tot îndeamnă, hai fă schimbare, hai fă schimbare, hai fă schimbare, dar n-aveați curaj. Și vine acest Neptun care are rolul de mângâiere pe creștet. Da, fă schimbarea. Da, asumă-ți riscul. Da, aruncă-te în gura lupului, că va fi bine. Dacă nu riști, nu obții ceea ce ți-ai dorit. E un tumult așa între s-o fac, să nu o fac, e momentul, nu-i momentul. Și de asta vine Neptun și vă zice, da, fă lucrul ăsta. Ai încredere că va fi bine. Nu zice nimeni că ți se dă pe tavă, dar pe semne că se anunță, pentru unii chiar se anunță un final și un nou început, dacă nu deja s-a produs în iulie. Unii ziceți, gata, plec din jobul ăsta, din domeniul ăsta de activitate, de pe direcția asta și mă duc spre alta, care nu înseamnă că mi se pune pe tavă. E muncă și acolo, e stres și acolo, e perfecționare și acolo, dar parcă mai pe placul vostru, mai pe bucuriile voastre, poate și mai motivat, poate și mai stimulat, poate și financiar mai bine susținut. Foarte probabil unii să schimbați acum niște direcții. Dacă nu o faceți acum, s-ar putea să o faceți luna viitoare, când va fi luna nouă la voi în zodie. Dar vă îndeamnă, vă zgândere ceva foarte tare. Sau parcă aveți acel sentiment că se pregătește ceva, că ceva urmează să se încheie ca să începeți. Și probabil e acel sentiment de final de proiect, final de etapă, final de activitate, să lăsați locul în ordine, curat, ca apoi să începeți ceva nou, foarte probabil, până la sfârșitul anului. Poate deja de multă vreme pregătiți această schimbare și urmează, probabil până la sfârșitul anului, reconfigurați totul, recapitulați, mai bine zis, totul și îi dați drumul unui proiect nou, proiect, sens, scale, profil, domeniu, meserie, nu contează, dar care va fi parcă pe placul dumneavoastră. Dar, repet, poate deja faceți lucrul ăsta, pentru că s-au întâmplat atâtea împești încă de la începutul anului, încât unii ori sunteți în plină desfășurare a unor acțiuni, ori le-ați lăsat un pic în stand-by de când au ieșit planetele de acolo și a rămas numai Neptun, ca apoi spre final de an să le reluați. Sau, mă rog, de acum înainte, de prin toamnă, să zicem așa. E de muncă, aveți de muncă și luna asta, aveți multe proiecte care se cer terminate luna asta și probabil înseamnă efort susținut, dar motivat. Probabil aveți și ceva de câștigat din aceste eforturi. Zona carierei, acoperită de rac, este activată încă din luna iulie, mult mai greu a fost în luna iulie, pentru că atunci
toate planetele rapide, Mercur, Venus, Soarele, toate, Luna, au format conjuncții cu Lilith, dar gata, s-au terminat conjuncțiile cu Lilith, slavă Domnului. Nu înseamnă că nu sunteți încă sub influența lor. Ba da, s-ar putea să le resimțiți și luna asta, cumva. Dar, cel puțin până pe 11 august, Venus, guvernatoarea voastră, este încă acolo în rac, în cea mai înaltă poziție. Adică foarte bună. O poziție de succes, de afirmare, vă arătați valoarea. Bun, unii poate ați făcut și niște mici erori care au ieșit la iveală în luna iulie. Poate ați trecut și prin niște hopuri, dar ați învățat din ele, le-ați reparat, ați depus eforturile de rigoare să lăsați locul curat după tot ce a ieșit la iveală pe semne luna trecută. Unii puteți fi și acum sub influența aceasta. Dar mai ales prima parte a lunii chiar este bună. Bună pentru afirmare, bună pentru succes, bună pentru niște finaluri de poveste ca să porniți curând altele. Venus este bine susținut, Venus acolo în rac, este foarte bine susținut să vă arate la justa valoare. Vorbește lumea despre voi, știți cum este, orice fel de vorbă, de fapt, vă pune pe voi în lumină. Pot fi și zvonuri, pot fi și bârfe, pot fi și invidii, pot fi de toate felurile, dar se vorbește despre voi. Și lucrul ăsta parcă mai pune o cărămidă la cel care sunteți. Poate cel mai delicat moment va fi undeva în jur de 9 august, când Venus, de acolo din rac, la ieșirea din rac, înainte de a se muta în leu, unde va fi susținută, va forma o opoziție cu Pluto și este penultima opoziție pe care Venus o face cu Pluto. O tot face, de prin 2008 încoace, opozițiile astea se tot repetă în fiecare an. Și acum este penultima, pentru că ultima va fi la an. Dar e pentru unii acel sentiment de, măi, parcă mi se pregătește ceva, ceva se termină, poate unii nu se termină anul ăsta, poate abia la anul se termină, dar e acel sentiment că intrați pe ultima turnantă, când e ultima față pe care trebuie să o faceți la un proiect, ultimele retușuri, mai e un pic și culegeți roadele, mai e un pic și scăpați de o zonă în care ați depus niște eforturi colosale, mai e un pic și scăpați de o datorie, mai e un pic și simțiți că mai e un pic și se încheie un capitol din viața voastră. Poate pentru unii se încheie și acum. Nu e ușor momentul ăsta. Venus în opoziție cu Pluto nu va fi deloc plăcut. Va fi delicat, emoțional, niște frustrări pe aici, pe acolo. Cine știe ce lucruri de mult, poate chiar de anul ăsta, dar ies la iveală, s-ar putea să apară și niște greșeli la lumină din ceea ce ați făcut. Dar tot Venus, în același timp, este și foarte bine susținut de Neptun din zona locului de muncă. V-am zis de acest aspect minunat care vă pune foarte bine în valoare. Unii sunteți frământați de trecut, de erori, de odinioară, de cineva care umblă prin trecutul vostru, cineva care umblă prin palmaresul vostru, poate vă găsește ceva, pe când alții aveți acel sentiment de uf, am scăpat, ce bine s-au aranjat toate, am muncit, dar uite, am ajuns unde mi-am propus, am muncit, dar sunt roade. Că unii tot vă căutați locul de ceva vreme și unii veți avea acel sentiment de gata, mi-am găsit, asta voi face, asta vreau să fac ani de zile de acum încolo, în timp ce alții, în această opoziție cu Venus și Pluto, tocmai asta vă veți pune întrebarea. Mă văd făcând asta până la pensie și unii, dacă nu anul ăsta, posibil la anul, să mai faceți niște schimbări de sens profesional. Cam asta este luna pentru voi, balanțele. Poate nu cea mai interesantă dintre lunile anului 2022. De aceea vă invit să vedeți și Astrodrama, în cazul în care n-ați văzut despre ce este vorba, ce evenimente, pe care oricum le-am amintit, dar mai sunt și altele pe care le găsiți în acest film. Ce să vă doresc decât o lună liniștită.